27 mai 2009 a fost seara perfectă pentru Barcelona. Superfotbaliștii lui Guardiola au dat de pământ cu vedetele lui Manchester și au câștigat după 3 ani trofeul Champions League. Acum 18 ani, Barcelona cu Pep Guardiola pe teren pierdea finala Cupei Cupelor cu Manchester United, antrenat atunci de Sir Alex Ferguson. Acum Barcelona și-a luat revanșa cu vârf și îndesat, iar antrenorul Pep Guardiola l-a învins pe eternul Ferguson. La primul său sezon ca antrenor, Guardiola a câștigat tot ce s-a putut, cupă, campionat și Liga Campionilor. Messi și Eto'o au fost oamenii orchestră. Veniți parcă dintr-o altă galaxie, marcatorii celor două goluri i-au hipnotizat pe jucătorii lui Manchester. Eto'o a fost primul care a spart reduta englezilor, iar extraterestrul Messi a făcut și el minuni în seara magică a Barcelonei. Imperiul Blaugrana a cucerit totul, a scris cotidianul Marca, iar AS a amintit că Barcelona a reușit tripleta de aur, campionat, cupă și Liga Campionilor.